Drumarii sunt pregătiți să intervină cu zeci de utilaje în cazul în care vor reveni ninsorile. Ion Tudor, șeful secției Târgu Jiu a drumurilor naționale, a declarat însă că înainte ca vremea să schimbe foaia, se derulează în continuare activități specifice sezonului de primăvară. Cu toate acestea, începând de mâine, sunt anunțate ninsori și în județul Gorj. Drumarii sunt mobilizați cu toate utilajele. Mai sunt disponibile la această oră 3.000 de tone de material antiderapant, 20 de tone de clorură de calciu și 17 tone de produs ecologic. Activități specifice la prima vedere de primăvară, chiar dacă astăzi este soare, 10-12 grade, igienizarea zonei, reparații și, bineînțeles, pregătire pentru reparațiile mari care se vor face pe drum. Dar am primit avertizare, mâine ninge. Ninge toată zona de munte, posibil și zona Târgu Jiului, Bujorescu, Polovragiu. Utilajele sunt pregătite, mai avem în jur de 3.000 de tone de material antiderapant, 20 de tone de clorură de calciu, 17 tone de produs ecologic și toate utilajele sunt în bază. În aceste condiții, turiștii care urcă la rânca sunt sfătuiți să aibă mașinile echipate de iarnă, inclusiv cu lanțuri. În weekend se anunță inclusiv vânt puternic mai sus de cota 1500. Utilajele sunt mobilizate în special să intervină cu precădere în rânca, defileul Jiului și Godeanu. Dragul semnal de alarmă, atenție, nu a trecut iarna. Cei care vor să vină mâine la Rânca să nu uite că vin la munte și că e zăpadă. Nu cred că se va pune problema instituirii unui filtru, dar lanțurile și cauciucurile de iarnă. Pe defileul Jiului vreau să vă spun că în continuare cad crengi, copaci, în zona unde au fost rupturile. Am avut săptămâna trecută, știți, întâlnirea la prefectură. Lucrurile s-au mișcat și cu siguranță se vor rezolva aceste probleme. Dar până una alta, iarna n-a trecut, vine zăpada mâine noapte, este și vânt la peste 1500 de metri. De mâine, meteorologii anunță că un nou val de aer polar va pătrunde România și va aduce un episod de iarnă în toată regula, cu ninsori și temperaturi de până la minus 20 de grade în zona de munte. Va ninge în aproape toată țara, vremea devenind deosebit de rece pentru această perioadă.